Domnule primar, se pare că una dintre probleme, cel puțin pentru moment între ghilimele, pe care o aveați era cartierul sau zona forțață a comunei. O zonă asupra care au fost multe dezbateri, inclusiv în ședințele Consiliului Local, o zonă pe care o păștea, să zic așa, o restructurare din anumite puncte de vedere. Dacă ne referim la infrastructură, am putea începe cu discuții despre apă, canalizare, știu eu, asfaltări. Ce se mai întâmplă în zona respectivă? Care sunt ultimele vești vis-a-vis de cartierul Forțați sau în legătură cu cartierul Forțați? Da, pot să vă spun că în cartierul Forțați am început prin înlocuirea unei țevi care era defectă, în lungime de 550 de metri, și am făcut acest lucru pentru a nu încurca, să zicem, lucrările care se execută apoi de asfaltare. Pe lângă asta, tot în cartierul Forțață, compania de apă Ariești-Turda, respectiv prin cei din Câmpia Turzii, au demarat lucrările în această săptămână, lucru care mă bucură că în 4 zile s-a reușit deja executarea a 2 cămine de canal. În săptămâna viitoare mai avem 2 cămine, după care vom reuși în așa fel să facem stația de pompare și după care să facem branșele și, bineînțeles, urmează în etapa a doua, să-i spunem, asfaltarea care a făcut atâta vâlvă în Consiliul Local. Stația de pompare se referă strict la partea de canalizare, nu de alimentare. Da, da, da. Este vorba de canalizare. Odată existând stația asta de pompare, care e situația cu epurarea apelor uzate? Da. Prin această stație, noi mai avem încă 3 stații de pompare care vor duce această, deci canalizarea, până la Câmpia Turzii. Deci nu este o problemă dacă se rezolvă branșările și apoi cu această stație de pompare care, în cazul în care s-ar întâmpla ceva cu canalizarea în partea de, să zicem, de sud a satului, pe cartierul Forțați, să poată împinge în următoarea stație și apoi spre stația de epurare din Câmpia Turzii. Deci să înțeleg că cumva așa a fost gândit proiectul cu stații de pompare care se ducă spre stația de epurare dintre Luna exact, și Câmpia. Exact, da, da. Din anumite puncte de vedere, compania de apă a fost prezentă prin managerul Cristian Matei și prin domnul Bobic, dacă bine rețin, la o întâlnire care a avut loc la Căminul Cultural, în care întâlnire la care au fost prezenți și cetățenii ai comunei. Da. Atunci se vorbea de pasul 2 al proiectului, în care este cuprinsă și comuna. Cristian Matei, directorul companiei, vorbea de niște sume care s-au alocate prin proiect. Compania de apă era, cumva, să zic așa, așteptată ca americani într-o vreme în România, în comuna Luna. Dacă tot cei de la compania de apă au ajuns și au avut de lucru, au mai avut și altceva de lucru, ați avut ce să le mai dați de lucru la nivelul comunei? Sau singurele lucrări pe care le mai are compania de făcut ar fi cele pe proiect, pe pasul 2? Compania de apă depinde de faza în care măsura 3.2.2 din Lucani o vom pune în aplicare, atunci probabil va fi unul dintre cei care vor prelua această lucrare de canalizare și de aducțiune apă. Și asta înseamnă cu întreținere cu tot, cu întreținere. Deci absolut mentenanță și tot ce ar impune lucrările care ar fi pe Lucani. Dar eu spun că e încă de lucru pe Forțați și pe lângă asta mai avem de realizat 3 stații de curent care să poată pompa apa, care nu sunt montate aceste stații de putere, de electricitate, încât să poată fi folosită aceste stații de pompare. Se pot avansa niște termene în sensul ăsta? Deja s-au făcut câteva oferte și deja ar fi posibil ca din, să zic, după 20 să putem realiza aceste stații.
Și odată problemele rezolvate din punct de vedere al alimentării cu apa, al canalizării și chiar al asfaltării la forțați, care ar fi primul pas la nivelul satului Luna deocamdată? Primul pas ar fi după aceea să facem, de fapt, să trecem la pasul 2 al companiei de apă, care se desfășoară prin AVA, respectiv cele 2,5 milioane de euro care ne-au fost atribuite de compania de apă prin AVA. Și care sunt pe toată comuna. Care sunt deja pe toată comuna, da, normal. Este vorba de mijlocul satului, unde deja sunt, este făcută canalizare și sunt făcute lucrările, dar, bineînțeles, e nevoie de tot ce urmează după aceea de canalizarea, care trebuie făcută de pe forțați până în mijlocul satului.